Vorbim astăzi despre cartea lui Ioan Botezătorul, Viața și învățăturile gnostice, una dintre cele mai importante scrieri mandeene, completând imaginea lui Ioan și a climatului spiritual existent în acele vremuri. Astfel, avem oportunitatea să aflăm în ce relație se afla doctrina și învățătura mandeană cu alte doctrine spirituale ale vremii, cum ar fi mazdeismul, iudaismul, creștinismul, maniheismul sau islamul. Aflăm deci care sunt punctele comune și cele care fac diferența între ele și mai ales cum completează acestea cunoștințele despre personalitatea excepțională a lui Ioan și a practicii botezului. Dincolo de prezentarea vieții și a învățăturilor Sfântului Ioan Botezătorul, această carte, Cartea lui Ioan Botezătorul, Viața și învățăturile gnostice, publicată în colecția manuscrisă a editurii Herald, își propune să aducă mai multă claritate și lumină, dar și să ne deschidă inima către o aprofundare a scrierilor gnostice. Ce mesaj a vrut să transmită Sfântul Ioan Botezătorul omenirii prin învățăturile și profețiile sale? Ioan a fost una din figurile centrale ale creștinismului și islamului, realizând o punte simbolică între cele trei tradiții spirituale abrahamice: creștinismul, islamul și iudaismul. Sfântul Ioan Botezătorul, considerat cel mai important și ultimul profet din Vechiul Testament, a făcut legătura sacră dintre Vechiul și Noul Testament. El consfințește apariția legii noi, fiind menționat în cărțile sfinte drept cel care a avut rolul de înainte mergător, rolul de a pregăti omenirea pentru venirea lui Mesia, Iisus Hristos. Așa cum spune și textul evanghelic, Ioan Botezătorul împlinește legea. Accentuându-i personalitatea covârșitoare, Iisus Hristos spune despre Ioan Botezătorul că este cel mai mare dintre cei născuți din femeie. Pentru voi, dragi cititori, un scurt pasaj din cartea lui Ioan Botezătorul. Voi nobili care stați acolo, voi doamne care nu v-ați trezit, voi oameni, ce veți face în ziua judecății? Când sufletul se despoaie de trup, în ziua judecății, ce veți face? O, voi rătăciților, duceți lumea la ruină, oamenii voștri mor și scripturile voastre mincinoase sunt închise. Unde este Adam, primul om care a fost aici capul eonului? Unde este Eva, soția lui din care s-a trezit lumea la viață? Unde este Set, fiul lui Adam, din care s-au ivit lumile și eonii? Unde este Shem, fiul lui Noe, care a venit în vremea potopului? Toți au plecat, nu s-au întors și și-au ocupat locurile ca veghetori în această lume.